probleme, ca tot omul. Relaxare, muzică, n-a tot timpul. Întrebări și răspunsuri, o grămadă. Vă așteptăm pe undele Radio TV Unirea, marțiara de la orele 20, cu Dana și Lenuța. www.radiotvunirea.com. Viața dintr-o altă perspectivă. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Probleme? Ca tot omul. Relaxare? Muzică? N-a tot timpul. Întrebări și răspunsuri? O grămadă. Vă așteptăm pe undele Radio TV Unirea, marțiara de la orele 20, cu Dana și Lenuța. www.radiotvunirea.com. Viața dintr-o altă perspectivă. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața dintr-o altă perspectivă. Suntem Dana și Lenuța și ascultați Radio TV Unirea. Nu uitați că puteți să ne scrieți pe ID-ul de mail și Skype-ul Radio TV Unirea într-un cuvânt
sau pe Facebook-ul oficial al radioului Radio TV Unirea, unde cu un singur like puteți să ne urmăriți activitatea pe întreaga săptămână. A mai trecut o săptămână și este din nou marți, este ora 25 minute și încercăm și în această seară să privim viața dintr-o altă perspectivă și eu cred că cea mai bună perspectivă pentru această seară ar fi aceea a oamenilor fericiți. Eu zic să fim optimiști și să lăsăm muzica să pătrundă în sufletele noastre, pentru că în această seară v-am pregătit un playlist generos, aș spune eu. În afară de playlistul generos al Lenuței, eu vă spun că mai avem și o poveste care să ne dea un pic de gândit, dar fără să ne întristeze. Bineînțeles că nu lipsesc nici predicțiile astrale, așa că împreună, aici la Radio TV Unirea, putem să facem ca această seară să fie una perfectă. Și pentru că a venit vara și încercăm să profităm cât mai mult timp de acest lucru pentru că am așteptat-o cu atâta drag, eu vă spun că pentru ediția viitoare a emisiunii Viața dintr-o altă perspectivă, ne-am gândit să vă mai pregătim încă o surpriză și avem-o cu totul altă emisiune, o să vedem, adică mai bine zis o să auzim Viața dintr-o altă perspectivă și mai ales de la alte înălțimi. Vă spunem doar atât, că este vorba de natură, tradiție, valori culturale și oameni deosebiți. Acum că v-am făcut curioși, eu zic să rămâneți alături de noi și să ascultăm Cristi Mistor și Atom. Dar nu înainte să facem o recapitulare. Deci fiți atenți, avem în această seară un playlist generos pe care vi l-a promis Lenuța. Eu v-am pregătit o poveste care să ne dea un pic de gândit, mai bine zis o poveste cu tâlc, predicții astrale, deci ce vă mai puteți dori? Și v-am dezvăluit și despre ce o să fie emisiunea viitoare. Așteptăm mesajele voastre pe ID-ul de mes și Skype Radio TV Unirea într-un cuvânt și vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Radio TV Unirea. Rămâneți alături de noi! Pe plajă așteptând soarele să apară. Dar stai vrași, domnișoară, nu te cred că spui că pentru prima și ultima oară. N-am timp de pierdut vara asta, schimb tema. O să fim chill, nu văd care ar fi problema. În același timp în care căutăm destinații, o să zâmbim pe terasă expuși la tentații. Și chiar fără bani, acum o să ne descurcăm. Ce ne interesează e odată să plecăm. Timpul nu pune piedici, asta cu siguranță. Măcar odată pe an să te simți ca în vacanță. Nu mai schimbăm starea, dă-mi o bere rece. Soarele e al nostru și nu vremea să pleci. Vrem să iasă bine și nu suntem nebuni, ci nebuni. După muzică de luni până luni, jucăm pe degete, orice urmă de regret. Întoarcerea acasă e un lucru chiar dement. Fetele pot veni cu privirea lor divină. Așa vară de vară e fată mai din rutin, știi? Orice vară vine după primăvară. Cu iubire seară pe plajă, aștept soarele să apară. Dar asta e vrajă, domnișoară, nu te cred că spune pentru prima și ultima oară, știi? Orice vară vine după primăvară. Cu iubire seară pe plajă, aștept soarele să apară. Dar asta e vrajă, domnișoară, nu te cred că spune pentru prima și ultima oară. Vare iară, e cald afară, că mare sau munte, orice grijă o să dispare. Și dragul fum din țigare, că dimineața cafea, iar seara mă plimb doar cu ea. Poate face ceva, că e îmbătată subtil. Unul un sex appeal, o trate gentil. Și uităm de tot, că nu e loc în jocul nostru deloc. De tip top, s-au oprit într-un loc. Pe plajă e fum de noi, nu-i loc de ploi. Ne atinge mare și apoi te topesc ca poftul. Ce-ar fi fost ieri, nu privesc înapoi. E vara acum pentru amândoi. Să mai stai doar o secundă, mai stai să mă bani, mai bani. Nu e să o haci, spune trunta, mai tu ce ai. Doar să mai stai doar o secundă, mai stai să mă bani, mai bani. Mai tu ce ai, eu sau tu ce am. Știi, orice vară vine după primăvară. Cu iubire seară pe plajă, aștept soarele să apară. Dar stai vrași, domnișoară, nu te cred că spune pentru prima și ultima oară, știi? Orice vară vine după primăvară. Cu iubire cu seară pe plajă, aștept soarele să apară. Dar stai vrași, domnișoară, nu te cred că spune pentru prima și ultima oară, știi? Orice vară vine după primăvară. Cu iubire cu seară pe plajă, aștept soarele să apară. Dar stai vrași, domnișoară, nu te cred că spune pentru prima și ultima oară, știi? Orice vară vine după primăvară. Cu iubire cu seară pe plajă, aștept soarele să apară.
Acum la Radio TV Unire ascultăm Cristi Victor sau Just Nu. Te ascunzi la mine și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. S-au dus nopți în perânt, de când te ascunzi la mine gând, și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. Și azi mi-un dor nemuritor. S-au dus nopți în perânt, de când te ascunzi la mine gând, fac ce fac, nu pot să mă ascund de ea. Nu pot să scap, o va leargă mintea mea. Gata știi că sunt de suflet pereche, poate m-ar iubi, aș fi floare la ureche. Din credințe multe prima, a stinge lumina, hai vii. Doar până dimineața, te vreau aici pe viață, știi. S-au dus rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând, și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. Și azi mi-un dor nemuritor. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând. Oh, 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 oh. Another famous production. Ce s-ar întâmpla dacă aș ști că ține-n palmă lumea mea. N-am urca pe o scară cu la soare, ți-aș arăta inima mea arde mai tare. Dintre lumințe multe prima, a stinge lumina, hai vii. Doar până dimineață, te vreau aici pe viață, știi. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând, și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. Și azi simt un dor nemuritor. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând. De primăvară, mijloc de mai, mai stai, ai, să ne iubim în dulțul nostru de rai. Să-mi dai, parfum de primăvară, mijloc de mai, mai stai, să ne iubim în dulțul nostru de rai. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând, și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. Și azi simt un dor nemuritor. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând, și te aștept la miază zi, de o viață tot nu vii. Și azi simt un dor nemuritor. S-au dus nopți rând pe rând, de când te ascunzi la mine gând. Lasă grijile deoparte și vino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea.
bună seara, îi spunem Mihaelei, Auricăi și lui Mihai. Bine ați venit alături de noi și în această seară vrem să salutăm toți prietenii noștri din Oradea, din Cluj, din Baia Mare. Deși știm că zilele acestea au fost mare vâlvă cu alegerile parlamentare, sper că v-ați făcut treaba și ați mers la vot și cred că cam atâta trebuie să facem noi. Nu trebuie să ne încurcăm, să ne încărcăm cu energie negativă. Nu vrem să ne încărcăm cu energie negativă, vrem să primim energie pozitivă de la voi, așa că așteptăm mesajele voastre pe ID-ul de mes și Skype Radio TV Unirea într-un cuvânt și vă așteptăm pe Facebook-ul radioului Radio TV Unirea. Și pentru că vorbeam că a venit vara și am avut parte de zile minunate de vară cu soare puternic și știm că elevii și studenții se gândesc deja la vacanță, deși mai este până atunci sesiunea și tezele, iar noi ceilalți ne gândim la concedii și chiar dacă este acum la început de săptămână norii se încăpățânează și ne dau târcoale, eu sper că până la sfârșitul săptămânii să fie frumos și să putem să mergem la piscină. Dana, eu zic să nu ne grăbim cu piscina pentru că este doar marți și până la sfârșitul săptămânii eu zic că mai este destul de așteptat. Dar am o soluție mai bună ca să treacă timpul mai repede și să vină sfârșitul de săptămână. Zic să ascultăm câteva melodii frumoase, după care revenim alături de voi la Radio TV Unirea. Red Blond, Belele. Jungla viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune prima și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Oh, oh, oh.
The one and only. Come on. From the first moment I put my eyes on you, there's no doubt I wanna be with you. Competition lining up, yo, checking you out. Said it looking, hey, giving out shots. Got the ring on, get up, thinking they fly. You don't make it acrobatic just to catch your eye. No doubt my chances are slim. Tiger one, baby, got to catch that jet. Nu mai tu mă poți iubi. Dorința mea, eu gândi. Lângă tine am ce-mi doresc. Știi că doar pe tine te iubesc. Te iubesc. Vreau sărutarea ta. Doar tu ești dragostea mea. Come on. Oh, oh. Nu-mi pot imagina o noapte fără iubirea ta. Pe care v-am pregătit-o în această seară. Și Lena, dăm voie să-ți fac și eu concurență cu povestea pe care am pregătit-o, pentru că tu te tot lauzi cu ce muzică ai pregătit și chiar dacă este seară, să nu credeți că vă spunem povești de noapte bună, dar pentru că noaptea este un sfetnic bun și avem timp să ne gândim, în această seară v-am pregătit o poveste mai aparte și nu este vorba nici despre dragoste sau tristețe sau clișeele despre greșelile omenești, ci despre frica de a trăi. Lena? Într-o țară aflată în război, era un rege care înspăimânta pe prizonierii săi, nu-i omora. Îi ducea într-o sală în care era un grup de arcași pe de-o parte și o ușă imensă de fier pe cealaltă parte, deasupra căreia se vedeau sculptate figuri acoperite de sânge. În această sală îi punea să formeze un cerc și le spunea: puteți să alegeți între a muri săgetați de arcașii mei sau a trece prin această ușă. În spatele acestei uși voi aștepta eu. Toți alegeau să fie omorâți de arcași. După terminarea războiului, un soldat care servise în slujba regelui mult timp se adresă regelui. Sire, pot să vă întreb ceva? Spune, soldatule, ce se află în spatele ușii? Regele îi răspunse: mergi și vezi tu însuți. Soldatul deschise înspăimântat ușa și pe măsură ce o făcea, intrau raze de soare și lumina invada sala. Și în cele din urmă, surprins, descoperi că ușa se deschise în fața unui drum care conducea spre libertate. Soldatul vrăjit își privi regele care îi spuse: eu le dădeam ocazia să aleagă, dar din teamă preferiau să moară decât să riște să deschidă această ușă. Câte uși nu deschidem de teama de a nu risca?
De câte ori nu ne pierdem libertatea și murim înăuntru nostru doar pentru că ne este teamă să deschidem ușa visurilor noastre. Dana, deși cu povestea ta ne-ai dus într-o lume a regilor și soldaților, eu zic să revenim aici la Radio TV Unirea și știm că la tuturor ni se întâmplă atunci când trebuie să luăm o decizie, ne gândim dacă ar fi bine sau dacă nu ar fi bine să facem acest lucru. Eu zic că mai bine decât să ne pară rău că nu am încercat, mai bine încercăm. Încercăm și încercăm să privim viața și dintr-o altă perspectivă. Încercați și voi și veți fi surprinși de ce o să descoperiți. Noi suntem Dana și Lenuța și ascultați emisiunea Viața dintr-o altă perspectivă la Radio TV Unirea. Vă așteptăm pe www.radiotvunirea.com, unde puteți să ne ascultați în fiecare seară. Așteptăm mesajele voastre pe ID-ul de mes și Skype Radio TV Unirea într-un cuvânt și vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook. Și spunem bună seara tuturor celor care au venit mai târziu alături de noi și le mulțumim că sunt pe Radio TV Unirea. Am pregătit, de fapt nu eu, Lena, m-a pregătit trei melodii frumoase, o las pe ea să vă spună care sunt. Acum la Radio TV Unirea ascultăm Tu, Spre Soare, Sighi, La tine-n brațe m-aș muta și Sărutări criminale. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Niciodată nu te voi trăda. Știu, iubire, că mi-e dor de ochii tăi, ochii tăi. Și vreau ca nimeni să se piardă în ei, să se piardă în ei. Faci parte din viața mea. Iubire, iubire, mi-e foarte bine când te strâng la pieptul meu. Iubire, iubire, mi-e foarte bine și așa va fi meu. Yeah, baby, you're good in life. Happy me up in the high now. Yeah, baby, you're good.
ți-aș aduce flori și aș regi sau apoi tu mori de o mie de ori în fiecare zi. O lunare și iată, întregându-ți stăteai scufundată. Ia-mă mâna ta, fii lumina mea, ia-mă pe lume, fură-mă din lume și eu te voi urma.
reaprindem iubit. Facem tot ce știm, poate că ne amintim. Ce-am avut, ce-am vrut, ce-am pierdut. Da, eu știu că o să te întorci. Eu știu că n-ai vrut să fugi de tot, să uiți de tot. Nu, nu uita că sunt aici pentru tine non-stop. Știi? Ale tale sunt toate stelele și o lună. Și ai mei sunt toți norii care fulgere și tună. Ale tale, ale tale sunt doar criminale. Și mă uit către stele. Sper că tu tot la ele poate așa. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte să aflați, să aflăm și noi ce predic astrele pentru această săptămână. Lena, hai cu berbecul! Berbec, te simți bine dispus și optimist și tot ce întreprinzi îți iese de minune. Dacă vrei să faci o achiziție sau o investiție într-un obiect casnic, acum este momentul prielnic. O cunoștință îți va solicita un împrumut pe care promite să ți-l returneze în cel mai scurt timp. Taur, treci printr-o perioadă caracterizată de nervozitate și asta îți provoacă unele conflicte la locul de muncă. Relațiile parteneriale, atât profesionale cât și personale, sunt într-o perioadă favorabilă, așa că profită cât poți de ele. Gemeni, la serviciu primești sarcini noi care te solicită suplimentar, iar asta te cam scoate din sărite, mai ales că nu se aude nimic de o mărire a salariului. Încearcă totuși să-ți păstrezi calmul pentru a nu da apă la moară colegilor care nu prea te iau la inimă. Rac, în plan profesional ești solicitat să pleci într-o delegație și să ai niște întâlniri cu oameni extrem de importanți. Pe de altă parte, tendința de a susține punctul de vedere cu încăpățânare și de a exagera câteodată lucrurile te pune uneori într-o poziție nu tocmai plăcută. Leu, la servici încerci să-ți dai silința și să-ți faci treaba cât mai bine, deși crezi că ai merita o mărire de salariu. Miercuri și joi predomină activitățile de rutină care necesită un nivel redus de concentrare. În planul sănătății revin unele probleme mai vechi și ar fi indicat să-ți faci câteva analize. Fecioară, situația financiară nu este cea mai fericită și ar trebui să încerci să ai ceva mai multă grijă la cheltuielile inutile. O discuție în contradictoriu cu partenerul poate degenera într-o ceartă și din care se iasă scântei. Dragi ascultători, eu zic să ascultăm câteva melodii frumoase, după care revenim cu restul predicțiilor astrale. Alina Ieremia, tu ești vara mea și Connector, dă-te în dragostea mea! Lasă totul.
Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei. Și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, hey, hey. Și pentru inimă plin și caut una pentru mine, ca să dau pe mea la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai bun în timpane e vocea inimii. Că mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Cineva, că inima e prea complicată, să mă bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Da, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Pune-mă în foi, împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Fără dragoste, am fi bine, am fi bine și am diabet. Un pic care bat în același BPM. Tu vorbește-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai bun în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că-și te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Nu lăsăm prea mult nativii din zona balanță să aștepte, așa că să aflăm ce așteaptă pe ei în această săptămână. Balanță. Vineri s-ar putea ca o problemă familială să te ducă să-ți schimbi programul și să faci unele drumuri. O persoană apropiată îți propune o idee de afacere care îți poate rotunji simțitor veniturile bănești. În altă ordine de idei, orice speculație financiară este sortită eșecului în aceste zile. Scorpion. Se ivește o călătorie neprevăzută care te solicită la maximum atât fizic cât și mental. Ai grijă la accidente, mai ales dacă circuli cu mașina. O persoană apropiată, prieten sau coleg, îți reproșează că ești prea încăpățânat și de aici până la ceartă nu mai este decât un singur pas. Săgetător. La serviciu începi mai multe lucruri deodată și în scurt timp îți dai seama că nu poți face față la toate. O anumită stare de agitație și de nerăbdare te face să iei unele decizii greșite și să nu faci lucrurile așa cum trebuie. Capricorn, îți dorești să faci o investiție în viitorul apropiat, dar ar fi bine să mai aștepți pentru că perspectivele nu sunt chiar bune în acest moment. O persoană mai în vârstă din familie îți oferă câteva sfaturi prețioase, dar ai tendința de a nu asculta de nimeni și de a face lucrurile așa cum crezi tu. Vărsător, primele zile ale săptămânii îți aduc multă muncă la serviciu și posibil unele sarcini noi. Ai putea chiar să primești o creștere de salariu sau avansare care să acopere volumul mare de lucru. Pești, starea ta de spirit nu este foarte bună, iar această indispoziție te va afecta mai ales în relațiile cu colegii de la serviciu. Este indicat să îți păstrezi calmul și să eviți orice fel de conflict în această perioadă. Mulțumim doamna Emanuela Malanca pentru horoscopul din această săptămână, iar noi acum ascultăm o piesă frumoasă, după care revenim aici la Radio TV Unirea la emisiunea Viața dintr-o altă perspectivă. Laura, capul sus! Radio.
Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Serile mai frumoase, cu emisiuni și muzică bună. Așa că luni vă întâlniți cu Gabriela Costescu la emisiunea Din Comorile Pământului. Marți vă întâlniți cu noi la emisiunea Viața dintr-o altă perspectivă. Miercuri vă întâlniți cu Victorița Duțu la emisiunea Învață și Învinge. Joi vă întâlniți cu Ana Maria Ciurianu la emisiunea Cosmos Românesc. Iar sâmbătă și duminică vă întâlniți cu Doina Craiu la emisiunea Din Comorile Pământului. Radio TV Unirea este alături de voi în fiecare zi din săptămână. Puteți să ne ascultați live intrând pe site-ul radioului www.radiotvunirea.com. Se pare că timpul este nerăbdător cu noi și în această seară, iar emisiunea noastră se apropie de final. Însă nu uitați că puteți să ne scrieți mesajele, părerile voastre în legătură cu emisiunea noastră din această seară sau idei pentru emisiunile viitoare la ID-ul de mail și Skype Radio TV Unirea într-un cuvânt sau pe Facebook-ul radioului Radio TV Unirea. Rămâneți acum alături de noi cu Ada, Seara Târziu și Alina Sorescu, Vocea de la Radio. Până data viitoare, păstrați-vă sufletul tânăr. Noi suntem Dana și Lenuța. Vă pupăm de la Cluj! Cum să-mi ajung.
Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Probleme? Catatomul. Relaxare? Ho-ho-ho! Muzică? Na-na-na, tot timpul! Întrebați și răspunsuri? O grămadă! Vă așteptăm pe undele Radio TV.